În data de 6 februarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Fotie, numit cel Mare, Patriarhul Constantinopolului. Memoria acestui sfânt este specială în istoria și viața bisericii. A trăit în secolul al IX-lea, într-o lume pe care o cunoaștem din ce în ce mai puțin, deși atâtea elemente din această lume se află și acum în modul nostru de viață creștin, respectiv lumea Imperiului Bizantin. A fost un erudit, un intelectual de marcă, un om viu, care știu să-și asume o atitudine activă, fără compromisuri și mereu curajoasă. Ceea ce rămâne din viața acestui sfânt ierarh este dimensiunea enciclopedică a activității sale. Este, într-un fel, precursorul medieval, și acest termen medieval nu are niciun caz un sens negativ, ci din contră, unul pozitiv, al enciclopediilor renascentiste pe care le vom regăsi mai târziu în Europa. Un enciclopedist în Bizanțul medieval creștin? Da. Și unul căruia îi datorăm extrem de mult. Modul în care a știut să combine arta duhovnicească a cunoașterii teologice și a discernământului în fața diverselor noutăți sau provocări, împreună cu o abordare cu adevărat enciclopedică, impresionează și astăzi. A fost unul dintre marii sfinți părinți ai bisericii, care a rămas în istorie prin grija sa față de păstrarea tradiției patristice cu privire la învățătura despre Duhul Sfânt, dar și prin grija sa pentru păstrarea tradiției antichității. Nu doar creștine, ci a întregului tezaur de cunoaștere al umanității, așa cum era el sau mai putea fi cunoscut în secolul al IX-lea. Pe lângă alte texte fascinante ale sale, a scris o lucrare amplă care se numește Biblioteca sau Miriobiblion, care conține un studiu istorico-literar în care sunt prezentate și analizate aproximativ 280 de texte care provin atât din sfera creștină, dar mai ales și texte care provin din literatura greacă antică, filozofie, literatură, știință, istorie. Evident, nu sunt toate textele antichității prezentate în acest catalog, dar impresionează modul în care, la mijlocul distanței dintre antichitate și modernitate, un autor cu viață sfântă reușește să radiografieze o mare parte a tezaurului de cultură antică și să ne-l transmită mai departe. Mai mult, impresionează la Sfântul Fotie o abordare inedită. Faptul că atunci când prezintă un autor, își ia libertatea de a avea un spirit critic, de a pune întrebări unele incomode, de a căuta în marja posibilităților de atunci răspunsuri la teme sau situații care până atunci nu erau nici de cum discutate. Preconcepția legată de formule precum crede și nu cerceta, care nu au nicio legătură cu creștinismul în general, atât cu Sfânta Scriptură și Evangheliile, dar nici cu tradiția creștină în general și cu textele Sfinților Părinți în special, este complet înlăturată dacă îl parcurgi cu atenție pe Sfântul Fotie. Un exemplu clar că biserica este un spațiu al cercetării, al întrebărilor, chiar și cele incomode, iar nu un spațiu cu minte al unor simple imitări.